Dar tu de ce stai acolo? De plăcere, nu? De ce? Aceeași plăcere o avem și noi. Ce nu-ți convine? M-a jurat cineva. Mă, uite, tot timpul ție nu-ți convine câte ceva. Păi niciodată nu-mi convine mie nimica. Că de ce stai acolo, la hotel, la fel, că de ce ai luat aia? Păi dacă tu zici așa mereu? Bine că spun eu așa mereu. Cauți motive cu mine la ora asta? Hai, bus, m-am trezit, chiar mi-am chef de ceartă, scutește-mă. Păi, Andrada, dar vine și tu aici cu noi. Bine, nu vin, că e acolo, ea și nu vreau să stau cu ea. Dacă nu să mai știu ce stai acolo, că n-am înțeles. Păi, dar nu vreau să stau acolo cu tine. Tine. Ești una, noi suntem patru. Păi, dar nu vreau să stau cu tine la masă, ce nu înțelegi? De-aia nu vreau. Ce-ați făcut ce aseară? Cum am trezit cu fața la cerceaf? V-a așteptat, mă? Da, dar ce ai făcut? Doamne! I-am pus prea mult zahăr. Eu cred că am băut lămâie în locul meu. Am băut prea multă lămâie. Ce aveți, mă, v-a așteptat? Frate, nu m-am certat cu nimeni, are... Eu am vorbit în general, nu am vorbit cu tine, nu înțeleg de ce tu îmi răspunzi mie, înțelegi? Păi ai vorbit în general și ți-am răspuns eu. Păi de ce nu stăm lângă tine? Și eu ți-am spus, dacă noi suntem aici patru și tu ești una acolo, de ce poate nu vorbeam cu ea, poate vorbeam cu ea, nu vorbeam cu tine să răspund. Am înțeles că vorbeai pentru toată lumea, dar eu am răspuns, probabil eu am fost pe frecvență. Păi nu mai fi, pe frecvență atunci. Au schimbă frecvență. Păi nu mai fi. Să vorbești cu mama ta așa, uite, să lași de mine. Ce fătău s-ar să-mi dă ăla din picioare. Te aștept, babe. Păi e bine măcar că-ți trece în 5 minute dacă ai avut nervi. Dar de ce ai nervi? Ce s-a întâmplat? Nu, n-am înțeles ce zici. Eu cred că tu n-ai dormit cum trebuie. N-am dormit. Poate m-am gândit la cineva, poate. Te-ai gândit la cineva? Asta-i zis? Poate m-am îndrăgostit, poate nu. Nu mă face să deschid gura la cine te gândești tu. La cine te gândești? Hai, sparge-te. Dacă nu te spargi. Nu vreau să mă sparg, pentru că... Dar ce s-a gândit tu? Păi de ce? Te-ai trezit și fonată, nu vreau să fiu... Bine, nici la mașină nu era ea prea... Păi nu... Eu sau ea? Ia, mă, ia, ce tu? Nu, că nu vorbesc așa, gumesc, nu... M-am gândit la nimeni, că nu am la cine să mă gândesc. Hai, tași din gură, stai la masa ta. Hai, vin în coa. Nu vin acolo cu ea și nu vreau să stau cu ea. Stai acolo, că stai bine. De ce vin? Păi da, normal că încălzește. Păi de ce cum ea, o minunțele 3 zile, a? 3 zile ține prietenia? Da. Nici mă aștept ține mea. 3-4? Da, ce să zic? Nu mai zic nimic. Ai supărat-o pe mami? Pe ce? Nu vreau să mai vorbesc acolo cu mami. Acolo eu aici? Nu? Nu. Să mă dai în adopție. Nu vreau să mai fii mamă. Ce ai, mă? Uite-te pe Andrada în camera băieților să se calmeze. Cerești tu voie la cameră dacă te voi. Cerești tu voie la cameră să te duci la băieți, poate te calmezi puțin. Nu, la ei o calmează măsa. La ei acolo e o energie mai pozitivă, așa, e o căldură. Mm-mm. Deci eu în braț. Păi cine, mă? A zis că ar arunca cu o ar nevoie de mamă ca să iei. Pare rău, dar măta nu vine la tine, tu vii la măta. Dacă ai nu vreau să vin. Stai acolo atunci. Păi stai, eu stau bine aici. Auzi că ți-a cerut o îmbrățișare și tu nu vrei să o dai? N-am cerut o îmbrățișare. A cerut două. A, să te calmeze ea. Și cum vrei să te calmezi dacă nu te iau în brațe? Pe nu știu. A? Vrem și eu să aud ce vorbesc, băieți. Vrem să auzi. Regina de gheață, de ce ești curioasă? S-a încercat să se apropie de tine, ai spus că nu vrei, ălălalt nu știu ce, și acum ești curioasă să auzi ce spun băieții. Dacă nu te interesează niciun bărbat, eu nu înțeleg de ce ești atât de curioasă ce se vorbește. Păi una zis că nu m-a sculat eu cu fața la cerceaf, ci mami s-a sculat. Dar poate îi place, dar nu vrea să zică. Păi asta mă enervează. Ăla nu-mi place, ăla nu-mi place și acum... Nu mai dați vina pe mine, aiurea. De ce ești cu duia? De ce interesează? Ce spun băieții atât de curiozitate? Din curiozitate, pur și simplu. Și care... Ia spune și mie ceva, că cred că nu e așa în rând. Păi, dar de ce? Păi, Mono, nu poate să stai aici când îmi place de nimeni. Vreau să aud. Stai așa că mă așez aici. Nu poate să stai aici când îmi place de nimeni, adică cum vine asta? Dar n-a spus treaba asta. Ea a spus că nu-i place nici de X, nici de Y, nici de ăla, nici de ăla. Iar acum a venit și a spus... Dar și că vreau să auzi ce spun băieții. Dacă nu-ți place de niciunul, de ce ești curioasă ce se spune? Păi poate spune ceva despre ea, nu? Nici mie nu-mi place de niciunul, dar vreau să aud ce spune despre mine. Poate că îi place de cineva și nu vrea să zică momentul de față. Așa am zis și eu. Și n-am înțeles, deci cu două și pleci, a doua pleacă spui. Pe canapea. Păi da, de ce trebuie să spună la toată lumea de cine îi place? Poate vrea să țină pentru ea. Da. Pe ce e obligată să ne spună nouă dacă îi place de cineva sau nu? Nu, dar a spus că nu-i place, asta încerc să spun. Păi cum da, așa, dintr-o dată s-a schimbat la 90 de grade. Acum ei îi place, nu? Sau vrea să asculte ce... Dacă vrei să asculti ceea ce se vorbește în partea cealaltă, înseamnă că îți place de cineva. Nu, și dacă îți place de cineva, cine da. Nu neapărat. Nu e adevărat. De ce crezi tu că
e neapărat chestia asta. Poate vrea să știe... Așa, o doar un tromb, după 4 zile sau cât au trecut, s-a tristea că vrea să audă ce se vorbește despre ea, nu? Păi, de ce nu? Dar poate... de ce da? Ce curioasă! Curiozitate, din simplă curiozitate! Dar de ce trebuie să plecăm noi toate să nu vorbim cu atât că vrea să audă ce e dincolo de perete? Dar eu n-am zis că a făcut corect când aia v-a zis vouă să taceți din gură sau să faceți liniște. Păi asta a spus! Să nu vorbim noi ca să audă ea! Dar trimite-o la băieții! Poate! Să-l băgați cât un pahar în gură ca să vorbească, să audă mimoza ce se vorbește dincolo de perete! Am un nimeni zice... Auzi? Aia nimeni spune așa. Dar de ce ești rea acum? Nu vă mai jigniți, pe bune, parcă eram eu aia care... Adică m-am trezit cu fața la cearceaf. Andrada a avut M-am corectat. M-am corectat. Azi este rea, lăsați-o în pace, nu o băgați în seamă. Băi, în fine, lasă-o bag. Nu, serios, chiar nu are sens. Vorbim noi două la hotel, drag. Să vină Nicola. De ce l-ai lăsat să vadă? Sărâna prințesa. Ce faci? Bine, tu ce faci? Bine. Sper că n-ai întors asta iar. Că dar n-am întors. Mai mult. Ai. Bine. Nu știu, ți-am spus că ești o persoană carismatică și caldă și așa, însă eu nu simt acea chimie pentru foarte tine. Bine. Și nu aș vrea să se interpreteze greșit sau chestii de genul. Niciun caz, dar eu mi-am dat seama de la început că nu ai nicio chimie față de mine. Nu pot să spun că vai, îmi place foarte mult de tine și așa. Nu, dacă nu simt, pur și simplu. Mi se pare normal. Oricum eu știam treaba asta, mi-am dat seama și le-am spus și băieților. O să vezi că am spus treaba asta. Dar niciun fel de probleme, putem fi prieteni. Da, bineînțeles. Nu mi se pare că chestia asta ar trebui, nu știu, să te supere sau chestii de genul. Nu știu, spun părerea mea. Eu am vrut pur și simplu să lămuresc lucrurile. Ca să nu rămână semne de întrebare. Eu nu vreau să merg în camera roșie. Am dreptul să refuz? Sau trebuie să primesc o pedeapsă pentru asta? N-ai dreptul să refuz. N-am dreptul să refuz. Nu. Primesc pedeapsă dacă refuz? Da. O să refuz, dar primești pedeapsă. Se pare că sunt asistenta ta. Și ce pedeapsă îmi dai? Nu știu, mă gândesc, trebuie să-mi fac temele. Ai nevoie de asistenta ta? N-am nevoie. Vreau să mi-ți dea ea după aia o pedeapsă. Te duci în camera lor. Da, clar. Sunt eu doar îți spun regulile, că se pare că le știu. Eu am. Nu știu. M-am gândit mai bine. Primul sezon și că am ținut minte. Cu cine să chem? Eu nu mă duc. Nu vrei să vorbești cu el? Cu cine mă să vorbesc? Ce să mai vorbesc cu el dacă omul mi-a zis destul de clar? Păi da, ai spus că vrei să lupți pentru el. Păi ce să mai lupt, frate? Ce să mai lupt pentru cine? Ce sunt eu? Am încercat, sunt 4 zile de la în care eu vorbesc numai de... Bă, dar el te respinge, tu ai spus că o să lupți. Și lupți doar 4 zile și cedezi? Ori lupți, ori nu lupți. Eu în momentul de față, când am vorbit cu el, i-am zis destul de clar că eu... Da. Efectiv, eu nu vreau. Din ce am văzut mai devreme, da. Păi, e normal așa ceva mișto, dar ce sunt eu? Sunt ok, eu. Atunci nu te duci, dar asumă-ți, o să fii pedepsită. Asta e, îmi dai pedeapsă și aia e. Eu sunt ok, stai liniștită. Te-ai descărcat, gata, ești bine? Sunt bine, da. Ești mai bine acum decât descărcat? Da. Să-ți dă brățara înapoi? Da. Sau rămâne mea? Ține. Păi nici mai dau. Nu mai dau, păi de ce că ți-am adus, mi-ai dat înapoi? Păi nu știu, dar mi-ai dat-o fix pe asta. Păi, cea mai urâtă. De ce nu mi-ai dat după care am vrut eu? În viață nu primești mai ce-ți dorești. Nici un altul, nici tu nu primești. Mamă, ce rimă! Să nu mai faci rime de genul cu numele meu. Nu îmi place să mi se spună cum ai spus. Nu mă interesează. Tu, în sufletul meu, rămâi Marușca. Poți să te superi, poți să mă dai pe mut, poți să zici ce vrei tu. Dacă așa ai intrat tu mie la suflet, așa vei rămâne. De ce? De unde până unde rima asta? Dar nu e o rimă, e... Nu știu, când mă gândesc la tine, zâmbesc și
ca să zâmbești și mai mult, am adăugat Marușca Bubușca. Da. Mai ok așa. Trebuie să te superi pe mine, poți să-mi găsești și tu mie. Da, nu mă supăr. Nu știu cum susținătorii mei. O să mă gândesc. Nicoși. Îți promit că o să mă gândesc, cum să-ți spun, dacă, ok, accept, te las să-mi spui așa, cu toate că nu-mi place, o să te las. Mă las singur, stai liniștită. Mă lăsam singur să-ți spun așa. Cum să te las singur? Cum ai aveți frezia, dar... Oh, ce drăguț. Dar nu mai fi așa agresivă. Dar tu ce ai făcut? M-ai mușcat de picior? Ți-am și zis. Nu fă din astea că nu-mi place. Te rog să faci o cerere scrisă, să o trimiți la poliție, dacă ai rău. Ok, data viitoare o să fac chestia asta. Pe bune? Nu cred. De ce nu? Faci treburi de-astea? Nu te fac în seamă. Glumesc. Nu, am glumit cu tine. Dacă dar te-ai spălat, îmi cer scuze. Doar că oricum ești o persoană deosebită și vezi că mai sunt câțiva băieții prin casă care au pus ochii pe tine, dintre care am fost și eu și sunt în continuare, dar cel mai bine e să te apropii de persoana care te simți tu cel mai siguranță, cel mai ok, care simți tu că e... Da, care aș simți eu că e compatibilă cu mine. Păi, da, normal. Pentru că nu mă pot apropia așa de o persoană pentru că își dorește cineva. Nu o să fac niciodată chestia asta. 100%, 100%. Adică s-a scurs timpul. Aveți, acum tu vrei să pleci? Păi nu, dar să... Da. La lele, 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 lele. Așa m-a considerat ea, da. Băi, pentru... Cine era interesat de Mariana de aici? Că nu mai știu. Nu, că m-a chemat în camera roșie să-mi spună că... Nu este interesată de mine. Asta că în cazul că vă ajută, care vă ajută pe voi. Că eu nu... Că dacă spunea că e nu pentru sunt, tine, treceam la următoarea. Adică dacă tu ai vereți amândoi, nu te bagi. Ai văzut altceva. Eu am văzut alte emoții. Bun, m-a chemat în camera... Să lămurească. M-a chemat în camera de roșie ca să-mi spună că nu e chimie, nu e matematică, nu e franceză ce a zis acolo. Și ăsta nu e sănătos, mă, nu e sănătos. Că hau, și că când îi explică, e râsul după lumea. Da, ideea este... Bă, deci ai rămas tu singur. Am simțit și eu treaba aia că m-a urmărit cu privirea. În schimb, în comportamentul ei cu mine a fost exagerat de respingătoare. Drept dovadă, v-am mai spus, și prin cameră i-am cerut un pupic și n-a fost de acord să mi-l ofere. Degeaba crezi tu că ea are ceva pentru mine, că nu are, mi-a și confirmat-o. Eu așa cred. Cum știam. A fost un lucru... Dacă tu am vrut să zic pentru tine să n-ai vreo chestie că eu nu mă dau bătut. Da, frate, s-a confirmat. S-a confirmat tu acum, nu? Da. Exact despre ce am vorbit. Dacă tu vii acum și spui asta și că fata ți-a exprimat chiar gândurile astea, înseamnă că... Eu nu bat de două ori la aceeași ușă pentru că nu mi-a răspuns o dată, deci mi-a răspundea a doua oară. Sau cel puțin nu sunt roată de rezervă, știi? Acum vreau. Foarte bine cum gândești. Ai înțeles? Eu am pățit treaba asta. Și mie mi-ar cădea nasol. Degeaba zic eu, dar și mie îmi cade nasol, eu să pun pe cineva și ea pe mine și să văd pe... Bă, măcar și vezi pe David, puțin, și să vezi după aia pe David, că vrea să cunoască pe bună. Ceea că a avut tupeul și curajul și să vine să zic. Acest mesaj este și pentru susținătorii și oamenii care se uită la noi și care mă susțin pe mine. Nu sunt genul de băiat care se insist de două ori la aceeași persoană și nici nu-mi convine ca prima dată să mă respingă, după aia să zică se hai joace, și cumva, să mă joc. Vino, pentru că eu de asta sunt aici, pentru că am trecut prin treaba asta și este foarte nașpa să o simți pe pielea ta, să fii luat așa la mine. Îi urez succes și ție la fel, este o fată foarte frumoasă, exagerat de frumos. Ești de apreciat și pești și e de apreciat și ea. Mă duc până la toaletă, adică că m-a luat un pic emoțiile și nu mă simt. Vezi că e conexiune directă. Mariana, te interesează. Mariana e băgat cuțitul în inimă la băiat. Mariana, ne-ai supărat băiatul. Nu, mă, nu, s-a dus la toaletă. Plânge și el. Da. Ai supărat băiatul. Nu cred că are motiv să se supere. Ai terminat psihic. Atâta timp cât Mariana a fost corectă și directă și a spus ceea ce cu el că... Nu are de ce să supere, mi se pare normal. Am spus aici în casă că este de apreciat că a fost o femeie care chiar a spus de ce e vorba. Corect. Și el la rândul e de apreciat că a venit și a spus, băi băieți care sunteți interesați de ea, liniștiți, puteți să încercați pentru că a venit și mi-a spus destul de clar că nu sunt genul ei de bărbat. Sunt apreciat amândoi din punctul meu de vedere. Maria. Corect. Trebuie să întorc asta. Nu te țin mult, vreau să zic doar mulțumesc. Atât. Te pup. Pa.
crezi că poate ai greșit, să spun și de ce. N-am greșit. Dar ce sunt eu, frate? Cârpa de șterg pe jos, mă iei acasă și mă șterg și mă te întorci și dar ce sunt? Încerc să-mi dau seama de ce s-a așezat lângă tine. Te rog, gata, nu mai vreau. O dată puterea dragostei aici în casă. Ai lacrimi în ochi? Nu, doar că nu știu. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.